Oamenii s-au săturat de promisiunile electorale care sunt rostite ca un refren înaintea fiecărei alegeri și nu mai sunt impresionați, dimpotrivă. Cred că nu se va întâmpla nimic și totul va fi la fel ca și înainte. De ce au această impresie? Probabil că unii au promis mai mult decât au putut realiza sau nu au realizat nimic. Cum se poate schimba această mentalitate? Poate când vom avea oameni de cuvânt care nu promit piste de avioane, acvaparcuri, locuri de muncă, un trai mai bun atunci când nu sunt în stare să facă acest lucru. Cum credeți că va fi România după alegerile parlamentare? Tot așa o să fie, nu o să schimbă nimic. Cine o să vină, cu cine nu, eu cred că tot așa o să fie. Nu locuiesc în România, locuiesc de 10 ani în afară, dar nu am nicio speranță. Pare foarte rău. Astfel, credeți că o să se schimbe ceva? Eu nu cred că o să se schimbe. Mai rău ca și până acum. Tot așa ca și acum. Tot la fel. Curat sau în fasole România? Tot așa. Se va schimba spectrul politic total și sper că odată cu schimbarea componenței Parlamentului într-o majoritate să avem o schimbare și a vieții cetățeanului. Consider că aceste alegeri parlamentare, nu știu dacă vor avea vreun efect asupra acestei națiuni. Și drept urmare politică, fiind cuprinsă de latura europeană, domnul președinte Băsescu cred că se raportează foarte mult la ordinele care le primește de acolo de sus. Este o părere personală, antidopică pe chestiunea lui PDL.